În primul curs despre energie am arătat că în ultimă analiză toate formele de energie sunt fie energie cinetică, fie energie potențială. De aceea voi vorbi azi despre energia cinetică, iar în cursul următor despre energia potențială. Un corp în mișcare are energie cinetică, iar aceasta se poate calcula cu formula pe care o vedeți, în care M0 este masa corpului, iar V este viteza lui. Trei observații importante. 1. Deoarece viteza depinde de sistemul de referință, energia cinetică este relativă, adică depinde și ea de sistemul de referință. Dacă țin în mână un obiect într-un tren care e în mișcare, acel obiect nu are energie cinetică față de mine, dar are energie cinetică față de Pământ. 2. În formula energiei cinetice, viteza apare la pătrat, ceea ce înseamnă că graficul energie cinetică funcție de viteză arată așa cum vedeți. Când are loc o coliziune între vehicule de transport, leziunile sunt proporționale cu energiile cinetice implicate. Deoarece energiile depind de pătratul vitezei, înseamnă că la 100 de km pe oră, leziunile nu vor fi de 2 ori mai grave decât la 50 de km pe oră, ci de 4 ori. Iar la 150 de km pe oră, ele vor fi de 9 ori mai grave. Bine ar fi dacă n-am uitat acest lucru când suntem la volan. 3. La viteze foarte mari, comparabile cu viteza luminii, trebuie să ținem seama că energia cinetică se manifestă și ea ca masă. Corpul se comportă de parcă ar avea masa M dată de această formulă. Se poate demonstra că la astfel de viteze trebuie să calculăm energia cinetică cu formula pe care o vedeți. Cele două formule ne arată că dacă viteza corpului tinde la viteza luminii, atunci energia cinetică a corpului tinde la infinit. Viteza unui corp se schimbă doar dacă acționează forțe asupra lui, iar forțele care acționează efectuează lucru mecanic. Dar dacă se schimbă viteza unui corp, se schimbă și energia lui cinetică. Se poate ușor demonstra că variația energiei cinetice a unui corp este egală cu lucrul mecanic care s-a efectuat asupra lui. Această relație se numește teorema variației energiei cinetice și este una dintre cele mai importante formule din mecanică. Ea ne ajută să înțelegem că un corp lansat pe o suprafață orizontală se oprește deoarece asupra lui acționează o forță de frecare, iar lucrul mecanic al forțelor de frecare se transformă în căldură. Deci când corpul s-a oprit, energia lui cinetică n-a dispărut, ci s-a transformat în căldură. De câte ori un corp se oprește prin frecare sau coliziune, energia lui cinetică se transformă în căldură. Din această cauză se încălzește un corp metalic lovit în mod repetat cu ciocanul și tot din această cauză asteroizii sunt foarte periculoși, pentru că având viteze enorme în jur de 20 de km pe secundă, energiile lor cinetice sunt și ele enorme. Iar în caz de impact cu Pământul, această energie se transformă în căldură, adică are loc o explozie. Energia cinetică a unui corp care se rotește în jurul unei axe se calculează cu formula pe care o vedeți, unde I este momentul de inerție față de acea axă, iar omega este viteza unghiulară.